Acum că am aflat care este funcția de cheltuieli minime, ce ar fi dacă am deriva funcția asta în funcție de un anumit preț? Să zicem, spre exemplu, în funcție de P1. Deci asta s-ar scrie așa. Deci, D la D1 supra D1 P1. Derivăm ca o funcție compusă. Bun. Deci, avem pe 1 și sus și jos. Derivăm ca o funcție compusă. Și o să avem... Deci, o să avem un U rămâne U pe 2, pardon, U pe 2. O să rămână constant. Dar aici ar fi pe 1 sau pe 1 plus pe 2 derivat. Derivându-i pe ăsta, mă rog, fg derivat e f derivat g plus f derivat g minus f g derivat supra g pătrat. Bun. Atunci o să avem aici, asta este derivat 1, pe 1 derivat este 1, avem pe 1 plus pe 2 minus ăsta minus pe 1, adică pentru că îl derivăm pe 1 plus pe 2 derivat în pe 1 este, o să rămână 1, și avem minus pe 1 minus f de aici este pe 1 pe 1 supra pe 1 plus pe 2 la pătrat. Asta poate să se reduce. Este egal cu 1 derivat pe 2 supra pe 1 plus pe 2 totul la pătrat. Și chestia asta cu ce seamănă? Păi seamănă exact cu funcția de cerere x pentru pe 1. Să ziceți, adică asta. Ups. Așa. Adică asta. Și o să spuneți că nu e chiar așa, că asta arată așa, iar cealaltă arată altfel. Bun, dacă aici am avut același numitor, aici ar fi, deci ar fi P1 plus P2, totul supra P2 la pătrat, totul la pătrat. Și dacă am scoate pe fiecare la pătrat, ar fi U, P2 pătrat, P1 plus P2, totul la pătrat. Iar acum, dacă o scriem așa, este exact asta. Pentru că aici putem să punem o paranteză, să fie pătrat. Deci, interesant este că atunci când derivăm funcția de cheltuieli minime la preț, o să ne rezulte exact Q1 steluță sau H1. Analog, dacă o să derivăm de la DQ, de la P2, pardon, o să fie exact P2 steluță sau H2 sau funcție de cerere, adică. Bun. Iar, deci, ca formulă generală, derivata funcției de cheltuieli minim în raport cu un anumit preț a bunului I,
o să fie exact QI steluță sau HI. Iar asta este ceea ce se numește lema Shepard de la Ronald Shepard, autorul acestui rezultat.